Bună dimineața și bine v-am găsit! Ziua de azi o începem în parcarea la Dedeman. Am venit să cumpăr materialele alea buclucașe pe care le-am uitat data trecută. N-am mai fost de vreo 3 zile la Vorța. A plouat în continuu, cel puțin 2 zile și 2 nopți. Așa că am mai făcut una alta pe aici prin Deva între timp. O să iau un căruț din ăsta mare pentru că am de gând să cumpăr și un bax de polistiren, poate apuca să fac completările alea în partea de sus. Hai să mergem și sper să nu mai uit nimic de data asta. Ia uite, cica de zivul e la extra preț. Ia să vedem prețul. 35, 90. Parcă era 38 înainte. Nu, lasă că e bine. Polistiren am luat din ăsta mai tare că o să am multe decupaje pe la grinzi și nu vreau să se sfărâme tot. Ăla ce-i pe casă mi se pare că e doar de 50, că e destul de moale. Am luat și șuruburile, am luat vreo 50 de bucăți, ciuperci am acolo. Sper să nu mai uit nimic de data asta. Hai că trebuie să vă arăt o chestie ce n-am mai văzut până acum. Deci după asta are vreo 7-8 antene pe ea. O vinde omul antene? Sau vrea să prindă bulgarii cu ele, extraterestri? Nu știu. Hai că mă duc că trebuie să ajung la Vorța. Bun, și am ajuns la poarta lui Marian Adventures. Zilele trecute, săptămâna trecută am reglat-o un pic că a început să se lase. Și exact din partea stângă, de unde nu ne așteptam, că am zis că stâlpul ăla e foarte solid, ne așteptam să se lase stâlpul din dreapta. Ia uite ce e aici. Perinițe, ioi, că nici nu mai ajung la chei. Hopa, că ceva s-a întâmplat pe aici. Ceva s-a întâmplat. S-a schimbat fața de masă. A, uite, am și niște eugenii. Și la rafturi s-a întâmplat. Mușama pe toate rafturile, ordine. Acum prea dezordine, nu cred că am lăsat nici noi. Dar cred că a fost sora lui Marcel pe aici. Așa, uite aici borcanele de zacuscă pe care le-am lăsat pentru Marcel. Sper să nu le mănânc eu până vine el. Îi aduc altele. Acum ce-ar mai fi interesant de văzut după atâtea zile de ploaie, dacă mai este curent, că cred că 2 zile nu a ieșit soarele și a plouat aproape în continuu zi și noapte. Mă bag până în casă să văd cum stau cu curentul. Noi ia să vedem, ne ștergem pe picioare. Văd că asta bâzâie, deci se încarcă. Oh, 83%, mama mia! A fost ceva soare în dimineața asta, într-adevăr, dar 83% nu mă așteptam. Și cu lumina aprinsă în baie. Nu știu, am fi lăsat-o noi. Sau nu noi, habar n-am. Tot ce e posibil să fi lăsat și noi. Dar vă dați seama, becul ăsta a mers în continuu. Nu consumă el foarte mult, dar o avea vreo 15 W, cred că. Scara asta îmi stă rău de tot pe cap. Sper să-și facă timp meșterul Piștii o zi, două și să o facem, să ne scăpăm de ea. Poate până vine Marcel să fie gata. Auzi, meștere Piștii? Mușcatele văd că sunt tot mai mari și mai mari. Da, hai să vă zic un secret, numai să nu mai spuneți la nimeni. Sora lui Marcel mai vine așa pe ascuns și le udă cu ceva apă cu îngrășământ. Cred că nici el nu știe. Deci astea nu sunt 100% bio. Hai să vedem. Ia sapa afară din fântână. Facem inundație.
Mă, e tot cam așa. Ăsta e nivelul. Orică plouă, orică nu plouă. Cam 1,40 m de apă. M-am oprit aici, în satul de dinainte de Vorța, la Valea Lungă, la un magazin. Că în Vorța nu este niciun magazin. Eu am uitat să-mi iau mâncare de acasă, dar mi-am amintit pe drum. Aveam de gând să iau ceva de pachet. Și am văzut niște vișli. Și mi-au făcut cu ochiul. Nici nu știu ce să fac, să mă apuc de lucru sau să mănânc. Cred că îi pun la încălzit. Da, și-a răsărit și gazonul pe care l-a semănat Marcel pe aici, prin fața casei. Am mai semănat și prin grădină. Până vine el, îi înverzit. Dacă nu vine iarna, dar nu vine. N-am mai rezistat și am pus vișli la fiert. Nu știu, ori de poftă, ori de foame. Adevărul e că mie un pic și foame. Dar altfel eram tot cu gândul la ei și nu mă puteam concentra la lucru dacă nu-i făceam acum. No, o să inaugurez noua față de masă, așa, cu un mini festin din ăsta. Uite ce fain s-au umflat vișlii. Am aici muștar și asta e dulceață de ardei iute, făcută de Ana acum vreo 2-3 săptămâni. Am adus un borcan să am și aici. E foarte bună și îmi place mult dulceața de ardei. Ia să vedem, ne stropim pe tricou, că așa se zice. Ia. E bun, dar n-o pușcat să mă stropească pe tricou. E vorba aia că vilfrii ăia ca lumea, când muși din el, trebuie să te stropească tot. Să am poftă. Acum, în timp ce mâncam, a venit mai înainte o mașină, s-a oprit un pic mai încolo. După aia a dat cu spatele, zic, aoleo, zic, vin vizitatori. A dat cu spatele, s-a uitat mai bine din drum și a observat că nu-i Marcel. Acum, nu știu, vizitatorii ăștia nu urmăresc vlogurile lui Marian Adventures, ca să știe că e plecat și nu-i acasă. No, am mâncat bine, a fost destul de bun. Am făcut ordine pe aici să nu mai văd dezordine. Și ia să aduc și coșul de gunoi al lui Marcel din mașină, că l-am luat data trecută, era plin cu coș de vinete și mi-a fost frică că se rupe sacul. Așa că l-am dus cu totul la Deva, l-am golit la Tomberon și astăzi l-am adus înapoi. Bun, hai să ne apucăm de muncă. Prima dată mă duc să aduc toate materialele din mașină, că mi-e frică că plec cu ele acasă din greșeală. No, gata, mă apuc să fac niște materiale. Mașina de amestecat. Lăsăm vreo 3 minute să se odihnească, după aia mai amestecăm încă o dată. Până se odihnește materialul, mai bag niște ciuperci pe aici prin perete, că tot nu-s destule. Am mai scos câteva de dincolo și le-am băgat aici ca să nu uit să le completez.
Nu, mă duc să mai mestec o dată materialul. Bun, ultima fâșie de plasă și e gata cu partea asta. Astăzi încerc să golesc fântâna de tot, am dat drumul la apă și la chiuvetă și la furtun. Ia să vedem că merge de vreo 2 ore.
Mai este mult. Oh, un metru s-a dus. Nici mai e nici jumătate de metru de apă. Totuși are, se simte că are un pic de miros de mult. De-aia e bine să o golească, să se reîmprospăteze. E gata peretele din spate. Arată destul de bine, deși aici polistiren nu are mici de nivelări, pentru că așa a fost montat. Acum să văd cum tai. O să tai cam aproape jumătate din plăcile de sus și o să completez cu altele noi de acolo din box, ca să mă duc până sus în acoperiș. Cred că o să o iau așa la rând, cum dau una jos, o și înlocuiesc, ca să-mi fie mai ușor. Am tăiat fix la 50 de centimetri din acoperiș, ca să nu mai trebuiască să tai din placa asta nouă, doar să-i fac decupajele la grinzi. Nu, destul de bine cred că a ieșit. N-a fost chiar așa de greu. Prima-i pusă, mai am vreo 6, cred că. Ia uite că m-am bătut soarele în cap, de numai. Mai am două plăci, iau o mică pauză. Văd aici în bomboniera asta niște eugenii. Nu, din asta n-am mai mâncat de mult, dar nu cred că, după câte știu, nu mai au gustul ăla din copilărie. Ia să vedem. Mă, asta nu e rea. Are gust așa de rom. Foarte bună cremă. Uite, asta e ce trebuie. Nu știu acum, e chiar ca aia din copilărie. Dar e bună. Făcută de Dobrogea. Mă îndulcesc un pic și continui după aia. Mama mia, ce roi de musculițe! Nu știu dacă se vede pe filmare, dar sunt multe, multe, până la drum. Ia uite așa acolo, lângă stâlpul ăla. Nu știu ce-or fi, dar scumiile. Hai că dacă tot am venit până aici, tot mă uit la strugurii ăștia de
ceva vreme, văd că s-au copt, îi cam și mănâncă viespile. Oricum, Marcel nu-i mai prinde. Par a fi struguri din ăștia de masă. Ia să gust unul. Sunt dulci, sunt super. Nu? După Eugenia aia, pentru care sigur trebuie să-i mulțumesc sorei lui Marcel. Sincer, am uitat cum o cheamă. Știu că pe bărbatul să-l cheamă Gelu, dar am un lapsus acum. Așa că rog să-mi scrie într-un comentariu să-mi amintească dacă nu mi-amintesc eu până atunci. No, hai că bag și strugurile astea și mă duc să termin plăcile. Da, se pare că am reușit să golesc fântâna până la urmă. Am terminat, cred că, și treaba pe ziua de astăzi. Ia să vedem. Da, gata, ultimele sorbituri. Acum trebuie să scot hidroforul din priză. E pregătit și peretele ăsta. Mai trebuie doar să-l șterg de praf și să pun plasa pe el. Astăzi o să plec, cât e 4:30. Trebuie să o duc pe Sara la judo, trebuie să ajung la ședința cu părinții a lui Edi. Că da, azi Ana lucrează și a căzut pe capul meu și treaba asta cu ședința. No, era mai bine dacă mergea ea, dar asta e și eu sunt părintele lui. Bun, ne luăm la revedere aici, încheiem acest vlog. Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați urmărit, tuturor celor care v-ați abonat și ne vedem la următoarea etapă aici la Vorța. La revedere!